Darius se apropie un nou campionat european. Cu ce gânduri pleci acolo? Suntem foarte bine pregătiți pentru acest campionat european. Ca și anii trecuți, ne dorim să luăm toate medaliile și ne-am pregătit foarte bine pentru acest campionat european. Eu zic că o să obținem ceea ce ne-am propus și o să fie totul bine. E o presiune în plus să fiți favoriți? Da, tot timpul a fost o presiune să fim favoriți, mai ales în proba de echipe, unde deja am câștigat de două ori consecutiv. Dar, cum am spus, ne-am pregătit foarte bine și așteptăm titlul. Să uită altfel rivalii voștri la voi când vă văd în sala de antrenament sau la hotel? Cu siguranță toată lumea ne-a studiat foarte mult și mai ales în sala de antrenament cu toții sunt foarte atenți la cum ne antrenăm. Dar și noi încercăm să observăm, să ne dăm seama de tacticile celorlalți și cred că acesta este și un secret din performanțele noastre. Te-ai schimbat freza special pentru europeanul ăsta? Sau? Sincer, am fost cu colegul meu de dublu, cu Dragoș Bujor, și am zis să ne facem amândoi o freză la fel. Și da, eu zic că o să fie norocoasă. O să vadă bine pe prima treaptă a podiumului, așa, cu freza voastră? Eu zic că da. Dragoș, plecați spre european, cu ce gânduri mergi spre Malmö? A fost un an greu, o perioadă grea cu multe accidentări și îmi doresc să iasă ceva foarte frumos aici. Sper să ne apărăm cele două titluri luate în 2022 și în 2023 la echipe și sper să fac o performanță de excepție la individual și la celelalte probe care vor veni. Este greu să pornești ca favorit într-o competiție? Este greu. Toată lumea vrea să joace cu tine, toată lumea e entuziasmată când joacă cu tine. Trebuie doar să ai încredere în tine și să știi că ești acolo dintr-un motiv, ești favorit dintr-un motiv și că ești bun, trebuie să ai încredere. Tu și Darius v-ați făcut freza ieri special pentru europeanul ăsta sau cum a fost? Eu am freza asta de mai de mult timp, am fost cu el la frizer și a zis să încerce și el ceva nou. I-am zis să se tundă ca mine și a acceptat. Îi stă foarte bine oricum, îl prinde bine. Fie toate fetele cu ochii pe voi acolo când o să se lua și aurul la dublu, o să fie. Noi mergem acolo, e important ce facem la european, nu ne interesează ce este în exterior, trebuie să ne facem treaba și să venim cu 4 din 4 medalii acasă, individual, dublu mix, dublu și echipe. Cât mai multe la mine și la colegii mei. Andrei, pregătit să vii cu o salbă de medalii de la Malmö? Da, sunt pregătit de acest campionat european, acesta fiind și ultimul din cariera mea în acest sport, ultimul european de juniori. Suntem pregătiți și de-abia așteptăm să începem treaba. Ai emoții speciale pentru că e ultimul de la juniori? O să încerc să nu mă gândesc la așa ceva, pentru că emoțiile astea nu fac altceva decât să-mi afecteze mie jocul, dar cu siguranță mă voi bucura că este ultimul meu european și voi încerca să aduc cât mai multe medalii acasă. Care este proba favorită a ta la Euro pentru Europa? Pot să zic că am o probă. Îmi place joc și cu echipa, spiritul nostru de echipă întotdeauna a fost unul foarte frumos. Dublu mixt, simplu, toate îmi plac, dar dacă e să zic așa, cred că la echipe, pentru că suntem toți pe bancă și e un alt fel de sentiment. E ușor sau este greu să fii favorit la o competiție? Cum sunteți voi, practic? Toată lumea se uită altfel la voi. Eu aș zice că este puțin mai ușor din punctul meu de vedere, pentru că ai o altfel de mentalitate, intri cu fruntea sus și dacă crezi în tine, cu siguranță vei câștiga. Campionii dau multe autografe, ți-ai exersat vreo semnătură? Am semnătura mea, da. Cu toate că mamei mele nu-i place, i-am spus, mamă, e o semnătură ușoară și de asta o las pe asta și nu o schimb.